Acvariul din Constanța și-a îmbogățit colecția de viețuitoare acvatice, astfel că, pe timpul verii, vizitatorii pot admira o serie de specii exotice. Ultimile achiziții chiar foarte proaspete sunt două pisicuțe de Amazon, puteți să le vedeți, sunt chiar detalii foarte mică, dar sunt foarte frumoase, îi se fac mari, sunt apetente și sunt în regulă, și un exemplar, un puiuț de aruana. Spun că sunt cele mai proaspete pentru că au venit ieri, dar avem de săptămâna trecută niște specii de pești din Grecia, din Marea Egee, aduse de domnul director. Vizitatorii pot vedea chiar și diverse specii de creveți considerate delicatese în gastronomie. Am trecut la un alt bazin care are două exemplare de crevete de nisip aduse din aceeași zonă. Sunt frumoase, sunt colorate, sunt apetente și pot să spun că sunt foarte gustoase și bune de mâncat. În numai 10 zile, acvariul din Constanța s-a îmbogățit cu 10 specii de pești. Înotătoarele au fost aduse din zone precum Marea Egee sau Marea Ionică și sunt deja preferatele publicului. E prima dată când îl vedem, să zicem așa, live. Interesant ca specie. Încă nu am văzut tot, abia am început turul și îmi place să fotografiez peștii. Sunt pești care nu am văzut niciodată. În realitate, sunt foarte rari. Foarte frumos, da. Interesant. L-am văzut de mai multe ori de când eram mic. Multitudinea de specii, felul în care sunt păstrați, e curățenie. Viețuitoarele au fost aduse grație unei colaborări cu un institut din Grecia. Am eu un plan, îl supun Consiliului Științific, vi-l spun și vouă acum pentru prima dată, am un plan ca bazinul central să-l schimb dintr-un bazin de estuar de Mare Neagră, să-l fac un bazin de estuar de fluvile din nordul Greciei, în colaborare cu acest institut de cercetare și cu care să putem oferi ceva mai diferit, ceva mai important, mai spectaculos vizitatorilor noștri și vom avea acolo o mică Mare Egee. La acvariul din Constanța au fost aduși și câțiva căluți de mare salvați din plasele pescarilor.